Recent a apărut un manual de egalitate de gen, care se află în prezent la inspectoratele școlare pentru cadre didactice. De fapt, acesta este un manual pentru propaganda homosexuală, pentru propaganda LGBT. Se ascunde foarte ușor sub acest nume de egalitate de gen, pentru că este un fel de a spune mai acceptat de către populație, mai acceptat de către oameni. De fapt, ce este egalitatea de gen? În felul în care ei o prezintă. O prezintă ca și egalitatea dintre bărbați și femeie. Să înțelegem că la noi în țară femeile și bărbații nu sunt egali, nu au aceleași drepturi. De fapt, în spatele acestei egalități de gen se află propaganda, cum am spus mai înainte, LGBT, propaganda homosexuală. Din păcate, aceasta este impusă politic. Este impusă copiilor prin Ministerul Învățământului, prin educație. Copiilor de mici li se inoculează ideea că LGBT-ul este un lucru normal, firesc, un lucru bun. Dacă până în urmă, cu vreo 20-30 de ani, homosexualitatea era o boală recunoscută de către OMS, acum homosexualitatea este o normalitate, tot după aceleași norme ale OMS-ului. Ce se urmărește de fapt? E o dictatură. Am putea să spunem foarte clar și limpede dictatura LGBT. Dictatura homosexualilor asupra majorității. Dictatura minorităților asupra majorității. Aceste minorități care, de fapt, răstoarnă firea lui Dumnezeu, răstoarnă creația lui Dumnezeu. Asta vor, dar nu vor reuși. Pentru că nu au un temei firesc la baza a ceea ce fac ei. Pentru a-și impune această ideologie de gen, mai ales la copii, în forma doctrinei LGBT, ei trebuie să facă întâi niște consfătuiri cu părinții copiilor, cu dascălii, cu cadrele didactice și așa mai departe. Spre exemplu, la Cluj s-a organizat o masă rotundă, o așa zisă masă rotundă, prin care să se ceară consultul, părerea profesorilor, a părinților, copiilor și așa mai departe. De fapt, în realitate nu era o masă rotundă, era o păcăleală. Pentru că masă rotundă înseamnă să stăm toți la o discuție, să tragem niște concluzii împreună. Dar, de fapt, ce s-a întâmplat la Cluj? Organizatorii acestei așa zise mese rotunde au început cu prezentarea manualului de propagandă homosexuală. Au început să-și spună poziția lor, punctul lor de vedere, să spună toată poezia lor cu care au venit învățată de acasă, dar exista și acea rubrică de întrebări, unde n-au mai avut timp să stea, sub pretextul că s-au grăbit la avion, parcă nu știau. Când au luat biletul la avion, nu știau de întrunirea programată cu câteva săptămâni înainte sau luni. De ce au evitat dialogul cu profesorii sau cu părinții? Pentru că au observat că părinții prezenți în sală și profesorii, care și ei sunt părinți la rândul lor, nu sunt de acord cu aceste ideologii, cu aceste doctrine LGBT-iste. Și atunci au scurtat-o repede, faza aceea de dialog a dispărut, au rămas doar câteva întrebări scurte și fără răspunsuri prea clare și s-a încheiat totul
mușamalizat, bine mersi. După aceea, a urmat, tocmai de Sfântul Nicolae, în 6 decembrie, o altă masă rotundă la București. Dar ce s-a întâmplat la București? De data asta n-au mai fost lăsați să intre părinții care nu sunt de acord cu doctrina LGBT. Au fost ținuți afară la ușă. N-au mai fost lăsați să intre profesorii care au alte opțiuni decât cele pro-homosexuale. Au fost și ei ținuți afară la ușă. Doar cei cu ideologii LGBTiste au putut să intre la această așa zisă masă rotundă. Cei care n-au avut aceste idei și n-au fost de acord cu acestea au fost ținuți afară, iar la poartă, la intrare, au stat niște bodyguards care au păzit să nu intre lumea nemulțumită înăuntru. Ei le consideră aceste incidente neplăcute pentru că au fost niște oameni care și-au manifestat nemulțumirea față de doctrina LGBT. A fost și o avocată, avocată Marina, care s-a simțit discriminată. Ea, ca femeie, n-a fost lăsată să intre înăuntru. Tocmai de către cei care apără pe cei discriminați chipurile. De ce n-a fost lăsată să intre? Pentru că nu avea concepțiile lor, nu avea ideile lor. Și iată așa se desfășoară mesele rotunde și consultările cu profesorii și cu părinții referitor la introducerea în școli acestui manual de propagandă homosexuală, de propagandă LGBT. Ce se urmărește? Cine sunt de fapt acești oameni? Sunt niște asociații finanțate din străinătate, asociații cu bani mulți, asociații care își permit să închirieze hoteluri scumpe, asociații care își permit luxuri. De unde atâția bani la aceste asociații pro-LGBT? Din buzunarul omului de rând? Nu. Sunt fundații din Norvegia și din altă parte care îi finanțează. Și culmea ironiei le și mulțumește acestor fundații străine pentru sprijinul acordat. Dar ei, de fapt, nu fac aceasta de dragul homosexualilor. De dragul acestor oameni care își duc și ei, poate, viața chinuiți sau nechinuiți de pe o zi pe alta. O fac pentru a impune societății un mod de gândire, o normă de gândire. Ei sunt folosiți, sunt doar niște victime. Oamenii care au această stare, această trăire a homosexualității sunt folosiți. Mulți dintre ei, într-adevăr, se bucură de acest privilegiu, dar mulți dintre ei își dau seama că sunt folosiți pentru că ei nu schimb, viața lor nu se schimbă cu nimic. Ceea ce au trăit în ascuns până acum pot trăi în ascuns și în continuare. Ei, practic, sunt niște victime. Și vă spun aceasta pentru că am avut la spovedanie persoane de acest fel de orientări. Nu sunt ei de vină săraci. Unii așa s-au născut sau alții așa au devenit. Prin informația primită pe Facebook sau prin alte site-uri unde li s-a deschis această orientare. Au trecut prin calvarul homosexualității. Dar și-au revenit. Și astăzi au familii frumoase. Au copii. Și-s fericiți. Soț și soție. Iată că se poate. Iată că dacă vrem acest mod de viață, putem să-l învingem. Și să-l considerăm pe cel normal, bărbat și femeie, firesc, pe care l-a dat Dumnezeu la facerea lumii. Exact așa cum într-un spital doctorul nu se luptă cu pacientul, ci cu boala pacientului, la fel și noi, ca preoți, nu luptăm cu homosexualii, ci cu acest flagel care a intrat în viața lor. Unii acceptă, alții nu acceptă, alții sunt chiar porniți cu ură împotriva bisericii, pentru că așa sunt îndoctrinați, așa sunt învățați pe rețele de socializare progresiste, în
presa masonică, unde sunt încurajați în modul lor de viață și îndoctrinați împotriva celor care nu gândesc ca ei, inclusiv a bisericii, bineînțeles. Vedem că unii părinți sunt nemulțumiți, vedem că unii părinți deja au avut reacții. Și este normal și firesc ca și preoți să fim alături de ei. Am văzut în Serbia și apreciez, Biserica Serbia a fost la înălțime. A dat un exemplu altor biserici, surori ortodoxe. În Serbia, când guvernul a aprobat o paradă gay, un ierarh, un mitropolit sârb, a luat atitudine și s-a împotrivit. Toată presa a sărit pe el, l-a mânjit în ziare, la televiziuni, informații care să-l compromită, să-l discrediteze. Dar nu s-a temut. Nu și-a găsit explicații și n-a lălăit-o căutând exemplificări. Păi știți că suntem în UE și n-avem încotro sau texte de genul ăsta. Nu. Mitropolitul sârb a mers înainte cu doctrina lui creștină și și-a mărturisit credința. Chiar dacă a fost mazilit de presă, au fost alți ierarhi care i s-au alăturat, preoți și credincioși, și până la urmă întreg sinodul cu preoții și cu credincioșii au ieșit în stradă. Iar guvernul s-a temut și a anulat această paradă gay, a anulat această paradă împotriva firii lăsate de Dumnezeu. Și, ba mai mult, propaganda homosexuală în Serbia a încetinit și a încetinit activitatea. Chiar dacă ei nu sunt membru UE, dar ca și mentalitate, în presa sârbă, în mass media sârbă, în rețele de socializare, se propagă acest flagel care îl întâlnim în toată Uniunea Europeană. Și aceasta se întâmplă și la noi. Deși să știți, sunt țări din Uniunea Europeană, cum e Ungaria, cum e Polonia, care nu se lasă influențate de această propagandă. Lucru de apreciat. Pentru că ei au lideri. Noi avem slugi. Asta e diferența. Știți, poate ați văzut unii dintre dumneavoastră, am avut un filmuleț de 8 minute, în care prezentam un pic din acest manual. La câteva ore după ce a apărut filmulețul pe rețele de socializare, am fost amenințat de către niște useriști. Mi s-a spus să retrag filmul de pe internet. Nu l-am retras. Încă mai este acolo. Am spus că nu-l retrag. M-au amenințat că o să ne desfințeze asociația, o să mă pună și pe mine la punct, că o să facă ei raportări până va fi eliminat de către Facebook și de către YouTube acest filmuleț și așa mai departe. Amenințări și intimidări. Îi înțeleg pe cei care nu vor să se amestece în acest subiect, dar le spun să se gândească la copiilor, să se gândească la nepoților. Dumneavoastră să știți că cei care astăzi vă vorbesc despre democrație sunt cei mai mari dușmani ai libertății de exprimare. Sunt cei mai mari dușmani ai democrației. Sunt cei mai mari dușmani al libertății dumneavoastră. Pentru că pe față vă vorbesc despre libertate de exprimare, dar în spate interzic să ne exprimăm atunci când este vorba de o exprimare care nu-i pe placul lor. Ne interzic să ne exprimăm creștinește. Ne interzic să ne exprimăm învățătura creștină. Te huiduiesc, te umilesc, te înjură, te jignesc, te discreditează. Ajung până la asasinate morale în presă. Dar ei vorbesc despre libertate de exprimare. La fel este și egalitatea de gen.
Vorbesc despre egalitatea dintre bărbați și femeie. Dar Hristos a lăsat această egalitate înaintea lor. Ei, practic, nu vor egalitatea între bărbați și femeie. Vor egalitatea între păcat și firesc. Vor egalitatea între firesc și nefiresc. Asta vor ei. Dar folosesc ca și paravan egalitate de gen pentru că este mai ușor de acceptat de către populație. Este mai ușor de ascuns această propagandă LGBT sub egalitatea de gen. Și faptul că creștinilor sau cei care au opțiuni creștine în această privință li se interzice să-și pună punctul de vedere, nu sunt lăsați să discute atunci când se iau decizii pentru astfel de manuale, iată că arată o nouă dictatură care este la orizont. Se numește dictatura LGBT. În Germania, de exemplu, s-au făcut grădinițe pentru copii homosexuali. Să vedeți până unde s-a ajuns. În România găsim multe grădinițe colorate cu culorile acelui curcubeu, în 6 culori, unde copilului deja îi se inoculează ideea și simbolurile LGBT-iste încă din grădiniță. Chiar stăteam de vorbă cu o mămică nemulțumită. Fetița ei a venit acasă cu steguleț LGBT. Mama, ce să-i zică? N-am înțeles prea multe. E un steguleț. Stegulețul ăsta îl găsim peste tot. E ceva normal. A crezut mama. Se joacă, o joacă de copii. Dar nu, nu era o joacă de copii. Că în mintea copilului deja s-a inoculat ceva. Iar după un timp, vede că fetița este tot mai ascunsă, tot mai abătută. Și s-a uitat în telefonul ei. Și a văzut discuții cu colegele de la școală. Pentru că la școală aveau profesori care le împărtășeau ideile LGBT-iste. Astfel încât fetița și colegele ei discutau ce ar fi să încercăm să vedem cum să te iubești fată cu fată. Când a văzut mama acest lucru, gata, se pice telefonul din mână. Ceea ce la început a spus, aia e o prostie, e un steguleț. Da, acum ai un steguleț, acum ai un simbol, acum ai un însemn, dar mintea copilului rămâne. Și mai bine și profesoara și spune la școală așa ceva, normal că acelui copil îi se implementează de mic o doctrină. O idee greșită. Acest manual este impus de către Ministerul Educației. Până acum au mai fost manuale de genul ăsta, au fost consfătuiri, întruniri cu profesori, întruniri cu elevi, întruniri cu unii și cu alții, în care li se spunea despre libertatea de exprimare, despre libertatea homosexualilor, dar libertatea de exprimare nu în sensul creștin, să-i lași pe creștin să se exprime, ci în sensul anticreștin, acolo se cere libertatea de exprimare. Și uite tot așa, în școli au început să apară, dar nu oficial sub Ministerul Educației, sub egida Ministerului Educației. Începând cu acest manual, deja avem ceva oficial. Avem ceva impus de stat prin Ministerul Educației, prin guvern. Ceva ce politicienii au hotărât și urmează să pună în aplicare mâine, în data de 12, în Parlament. Această ideologie de gen care este paravanul unei propagande homosexuale. Cum am spus mai înainte, n-am nimic personal cu ei. Îi spovedești pe care vin la spovedanie. Îi ajuți să înțeleagă că greșesc. Dar asta nu înseamnă că trebuie să impunem homosexualitatea ca și doctrină de stat. Ni s-a spus, vezi, Doamne, să nu mergeți la referendum. Că dacă mergeți la referendum, scapă Dragnea de pușcărie. Bun, nu v-ați dus la referendum. Ați ascultat de stat. Ați ascultat de ONG-urile acestea plătite din străinătate. Ați ascultat de presă, de mass media, de televiziuni, de ziare, de site-uri, de cine ați ascultat. Și iată rezultatul. Acum ascultați în continuare. E vorba de egalitate între bărbați și femei, nici de cum de homosexuali. Nu?
Atunci hai să ne uităm un pic în manual și să înțelegem la ce se referă această egalitate de gen. La sfârșitul manualului se fac niște exerciții practice cu copiii. La un moment dat se spune că Laura este supărată pe iubita ei. Să-i spui la copil așa ceva, să faci exerciții practice cu copilul, spunându-i că Laura este supărată pe iubita ei, adică Laura să aibă iubită e un lucru firesc, e un lucru normal. Și se mai spune Cristi este supărat pe iubitul lui, pentru că s-a dus cu un alt băiat. Adică este ceva normal și firesc să spui că Cristi este supărat pe iubitul lui, că Cristi are un iubit, este normal să spui așa ceva unui copil. Și tot în același manual se spune că o fată îl amenință pe prietenul ei că dacă nu merge la biserică, îl bate Dumnezeu. Deci iată, Dumnezeu ăsta este un rău. Biserica este un rău care te bate, care te pedepsește. Aceasta este doctrina New Age, ezoterică. Aceasta este doctrina LGBT. Se aseamănă foarte mult între ele și se susțin una pe alta, ca mănușa pe mânecă. Iată câteva exemple de genul ăsta. Un alt exemplu este că o fată aruncă mâncarea de carne și de lapte și de ouă pe geam pentru că este post și pentru că prietenul ei nu vrea să postească și aruncă mâncarea. Adică această fată creștină este o fanatică care aruncă mâncarea pe geam și nu înțelege pe ăla care e normal la cap că ar trebui să mănânce orice. Vedeți dumneavoastră, această prezentare în manual a creștinismului ca un fanatism și a LGBT-ului ca o chestiune de lărgire a minții, de vederi largi, aceasta nu este benefică copiilor noștri. De aceea vă sfătuiesc să aveți grijă unde se predau astfel de materii să nu vă lăsați copiii la școală, să-i retrageți. Îi mutați la școlile unde sunt profesori cu demnitate și cu verticalitate. De aceea vă sfătuiesc să fiți atenți la copiii voștri ce învață la școală. Să fiți atenți la copiii voștri ce văd pe internet, pe telefon. Să fiți atenți la copiii voștri ce site-uri și ce rețele de socializare urmăresc. Să fiți atenți la copiii voștri cum sunt educați de către diriginților și de către profesorilor care îi duc la pierzare sufletească. Și uite așa mai departe. Atâta timp cât veți fi atenți, veți reuși să-i feriți. Dacă nu veți fi atenți la astea, veți plânge. Și atunci degeaba veniți la biserică și spuneți, părinte, ce să fac? Că fata mea s-a însurat cu altă fată. Sau băiatul meu s-a măritat cu un alt băiat. E târziu. Chiar stăteam de vorbă cu un cunoscut, un om mai în vârstă, venea plângând că fata lui s-a căsătorit. Și le întreb, bine, dar ce-i rău în asta? Păi da, dar s-a căsătorit cu o fată, nu cu un bărbat. Și până acum ce ai făcut? Păi n-am știut care astfel de gândiri. Acum e târziu. Acum fata te condamnă pe tine dacă nu ai gândirea ei. Lucrurile s-au schimbat, sunt cu totul altfel. Aici am ajuns cu capitalismul, aici am ajuns cu democrația. Dacă comunismul ne interzicea să credem în Dumnezeu, capitalismul vine cu aceeași problemă, schimbând însăși creația lui Dumnezeu, firescul creației lui Dumnezeu. De aceea spun, orice curente vor veni, politice, nici unul nu va fi în favoarea lui Dumnezeu. Ne-am convins și de una și de alta. Noi trebuie să fim uniți. Avem într-adevăr ierarhi vulnerabili, preoți vulnerabili, părinți vulnerabili. Dar cei care sunt curați, aceia să meargă înainte. Cei care nu pot fi șantajați să meargă înainte. Iar cei care sunt vulnerabili să nu se teamă de presă, să nu se teamă că vor fi criticați și batjocoriți prin ziare și prin televiziuni, pentru că au o cauză mai presus decât imaginea lor personală. Trebuie împreună
să luptăm dacă vrem să nu ne lăsăm biluiți de acest flagel. Iar dacă vom fi indolenți, dacă vom căuta mereu justificări, explicații, păi știți, chiar am întâlnit la unii colegi preoți explicații de genul, păi știți, noi facem parte din UE, acum n-avem un cotro, până la urmă toți se vor impune. Da, și ungurii fac parte din UE, și polonezii fac parte din UE. Și în Serbia, chiar dacă nu este membru UE, mentalitatea este aceeași răspândită prin rețele de socializare și prin presă. Și totuși au luptat și s-a putut. Noi nu putem? La noi nu se poate? Chiar nu avem un ierarh cu sânge în el care să spună adevărul? Și mai vedem și Arhiepiscopia din Suceava, care apără pe promotorii acestui manual. Vedeți dumneavoastră? Aici e problema noastră. Trebuie să fim uniți. Iar cei care s-au lepădat și ne-au trădat, să-i lăsăm în pace să meargă pe drumul lor. Își vor avea ceea ce și-au căutat. Dar noi trebuie să avem grijă de copiii noștri, dacă vrem să nu ajungă prin cabinete de psihologie, prin psihiatrie, unde să primească tratamente și consilieri, pentru că sunt bulversați. Da, sunt bulversați. Pentru că noi i-am lăsat să se bulverseze. Pentru că așa i-a educat școala să devină niște bulversați. Pentru că în școală primesc astfel de învățături. Nu toți profesorii. Sunt profesori care au astfel de inclinații, mai ales cei care sunt sub influența politică a USR-ului. Dar avem și profesori cu frică de Dumnezeu, avem și părinți cu frică de Dumnezeu. Aceștia trebuie să se unească și să spună nu. Aceștia trebuie să unească să spună stop, pentru că sunt majoritari și ar putea să o facă. Sfatul meu este să nu ne lăsăm păcăliți. Să nu ne lăsăm păcăliți de această ideologie de gen, de această egalitate de gen care ni se pune în față. Cum că ar fi vorba de egalitatea dintre bărbați și femeie. Nu. Este cu totul și cu totul altceva. Este dureros să vezi că pentru un băiat care mâine vrea să fie fetiță, se pot investi bani de la stat. Iar pentru un om bolnav cu inima nu se poate investi bani de la stat, că nu sunt fonduri. Dar pentru ăștia sunt fonduri. Este dureros să vezi că îți vine copilul acasă și spune: mami, eu mă numesc Cristian, dar de mâine vreau să mă numesc Cristina. Ce faci tu ca părinte în situația asta? Și uite așa. Vreți să nu se întâmple asta? Rugați-vă, uniți-vă și luați atitudine. Dacă nu, lacrimile vor fi zadarnice. Să nu ne lăsăm păcăliți așa cum ne-am lăsat păcăliți la referendum. Încă mai este salvare, încă mai este scăpare. E mai greu, dar totuși se poate. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin.